Bună seara! Foarte bulversați cei din familia lui Izei Melencu și este de înțeles situația în care i-am găsit, pentru că nu știu deocamdată ce să creadă, dacă să-și facă speranțe, dacă să creadă în aceste imagini sau să nu creadă în ele. Întrebați cum a văzut aceste imagini, o să o las chiar pe doamna Melencu să vă explice, pentru că a fost vorba, așa este doamna Melencu, despre un apel video, da, prin care ați văzut acele fotografii în care, iată, în această seară domnul Cumpănașu susține că ar fi fiica dumneavoastră. Da, este adevărat, v-am zis, e prima dată care vorbim personal cu domnul Cumpănașu, deci n-aș putea să-l acuz, decât pot să spun că atâta timp cât dânsul a făcut publică această informație, își asumă orice responsabilitate. Dar o să vă rog frumos să ne descrieți exact, să ne spuneți în detaliu cum ați văzut efectiv. V-a trimis de pe telefonul dânsului, pe telefonul dumneavoastră, sau v-a sunat și v-a arătat telefonul? Am zis, e prima dată care vorbim cu dânsul personal, e prima dată care am vorbit și personal la telefon, în afară de postul de televiziune care l-am văzut pe domnul Cumpănașu, e prima dată, v-am zis, care vorbim personal. Era ziua lui Izei, eram într-o cameră cu sora mea, la un moment dat vine tatăl meu bulversat, domnul Cumpănașu vrea să vorbească, a zis, personal cu mine. Am luat telefonul, dânsul ne-a întrebat dacă avem WhatsApp, am pus de acord, am vorbit cu dânsul pe WhatsApp, la care dânsul mi-a zis că dacă sunt pregătită să... Dânsul ar fi fost undeva în Italia pentru câteva zile plecat, cu niște investigatori personali. Vă dați seama că a fost o să vă pun, zice doamnă, trebuie să fiți atentă sau ceva de genul ăsta, să vă pun un filmuleț. Am acceptat, dânsul ne-a pus acel filmuleț. Vă dați seama că în momentul ăla poți să zici, da, ea este. Poate atunci bulversați am zis, da, ea este. Dar apărând acele imagini și acum ne uităm așa, nu zic sunt sau nu sunt. Așadar, era un apel video în care domnul Cumpănașu v-a arătat un telefon mobil pe care dumneavoastră ați văzut acele fotografii în care se spune că este Luiza, da? Luiza, da. Cum vi se par acele fotografii? Chiar seamănă cu Luiza? Vi se pare că ar fi a? Puteți confirma? Eu nu pot confirma 100%. Asta eu nu pot confirma. Eu, ca mamă, v-am zis, la nas are mici modificări. Deci, Luiza, cel puțin la față, semăna cu mine. Acolo, în acea fotografie, are mici modificări. Că este vopsită negru, că era machiată strident, vă dați seama că nu o să mai fie aceeași Luiza care a plecat în 7 luni de zile. Dar nici nu pot confirma 100% este fiica mea. Doamna Melencu, deosebirile de, în afară de deosebirile de machiaj, da, de păr, de... Astea sunt lucruri care pot fi schimbate. Fizic, dumneavoastră, vi s-a părut că este Luiza? Pentru că... Doamnă, nu se văd clar acele imagini. Clar, clar, nu se văd. Vă dați seama, le vedem dintr-un telefon în altul. Nu se văd clar, nu pot să confirm. Nu se vede clar și cel puțin am văzut decât capul. Fizicul nu l-am văzut absolut deloc. Să pot să zic, da, e Luiza. Doamna Melencu, ce a simțit noastră când ați văzut fotografiile ca mamă? Închipuiți-vă, astăzi a fost și ziua de nume. Sunt 7 luni care niciodată noi ne-am așteptat să nu-i zicem personalul lui Iza la mulți ani. Iar după acest moment nefericit cu ziua de nume, să primim și această știre, care pentru noi orice am impresia că dacă cineva mi-ar zice, doamnă, trebuie să te arunci de la etajul 10, că îți trebuie salvat copilul, o fac eu și o salvez pe ea, pentru că vă dați seama, am vârsta pe care o am și trebuie să-mi salvez copilul. Credeți că este Luiza într-o altă țară? Credeți în această variantă? Chiar doamnă, să nu poate să vă dea niciun semn. Am spus-o și o spun. Luiza, asta e părerea de mamă. Luiza moartă nu este, iar traficată da. Noi ne-am axat pe Dink, dar Luiza nu este moartă. Eu asta susțin. Acelea au fost niște jocuri cu butoiul, că i-a dat o palmă și că... Doamnă, și noi am fost femei și probabil în viața asta cineva a luat o palmă, a luat un pumn și nu s-a întâmplat cu Luiza sau cu Alexandra. Așa că eu cu aceste jocuri nu sunt de acord. Când spuneți noi ne-am axat pe Dincă, la cine vă referiți mai exact? Doamnă, eu părerea mea, am spus-o și o spun, asta e o rețea acoperită politic. Deci,
asta susțin. Atât timp cât domnul Vasilescu, v-am zis și o spun, doamnă, urlăm de 7 luni de zile, nu știu dacă țara asta ne-a auzit sau dacă ne aude că peste 2 zile se fac 7 luni de zile, iar noi nu știm decât că, doamnă, nu este nicio pistă și mă oprește un zid și că aceste fete sunt moarte. Avem vreo dovadă că aceste fete sunt moarte? Sau această fată? Aceste fete sunt moarte? Eu una nu cred, pentru că nu am nicio dovadă și nici nu sunt moarte. Iar eu aș vrea să știu care era acel zid. Doamnă, sunt multe persoane care n-au fost audiate, care n-au fost luate în considerație. Deci, doamnă, se știe, dar nu se vrea. Așadar, aceasta este declarația mamei Luizei. O să vă rog să stăm puțin de vorbă și cu bunicul Luizei, pentru că dânsul a văzut pe acel telefon fotografiile. Spuneți-ne, vă rog, cum vi se pare dumneavoastră? Vi s-a părut a fi sau nu nepoata? Dumneavoastră o cunoașteți, ați crescut-o de mică. Da. Eu îmi susțin, adică și mențin teoria că, într-adevăr, într-una din poze era foarte, foarte adevărat că era Luiza. Era, și sunt convins că era Luiza. După ce ați recunoscut-o? După fizionomia feții, cu toate că era vopsită, machiată, dar totuși am convingerea că în acea poză era Luiza. Era Luiza. Domnul Cumpănașu ne-a arătat-o, domnul Cumpănașu are obligația ca la DICOT sau, eu știu, în anumite instituții ale statului să meargă cu acea filmare care ne-a arătat-o nouă, pentru că noi am văzut-o după un telefon pe altul, nouă nu ne-a trimis-o personal pe telefonul nostru, cu toate că mergea, funcționa telefonul pe WhatsApp. I-aș cerut să vă trimită acea filmare? Da, ba da, i-am cerut, dar a zis că nu poate să o trimită pentru că telefonul nostru, adică nu primește aceea... Nu se încarcă. Da, nu se încarcă, da. Spuneți-mi, vă rog, domnul Cumpănașu descria un dialog cu fata respectivă. Dumneavoastră ați auzit acel dialog? Puteți spune dacă era sau nu vocea nepoatei dumneavoastră? După voce, nu, v-am zis, adică era după un telefon celălalt, nu se distingea bine. Dar erau anumite, adică, puncte care totuși întărește convingerea că era Luiza. Pentru că la un moment dat cineva a zis, adică tu ești româncă, da, de unde știți că sunt româncă? Nu știu, sunt foarte multe lucruri care mie îmi întărește convingerea că era a întrebat acel personaj care... Trebuie să ajung la acele imagini la exact. Da, dumnealui, adică... Mariana, ne auzi? Nu, cum ne-a arătat nouă și dumnealui e obligat la rândul dumnealui să facă, să vină cu acele dovestele de a, în fața anchetatorilor. Da, Adi, vă aud. O secundă, vă rog, colegul meu, Adi, e un element, vrea e un element suplimentar pe care aș vrea să-l lămurim. Acel personaj care a intrat în dialog cu fata care se presupune că ar putea fi Luiza, înțeleg că a întrebat-o dacă este fata de la televizor. Asta se aude în dialogul reprodus în acel filmuleț? A întrebat prima dată tariful, cât costă tariful. Fata vorbea italiană. Persoanele prima dată, acele persoane erau probabil 2 persoane de sex masculin. Au întrebat-o, au vorbit în italiană, cu toate că fica mea știe să vorbească, fica mea știe să vorbească, da, pentru că 3 ani de zile am avut-o în Italia, inclusiv anul trecut. Au purtat un dialog cu ea, ultima dată a întrebat-o, tu ești româncă? Fata a răspuns că de unde știi, se cunoaște după față, ceva de genul ăsta. V-am zis, nu se înțelege chiar foarte clar, de pe un telefon pe altul nu se înțelege chiar foarte clar. Okay. Ce v-a întrebat Adi, acel lucru, dacă l-ați auzit pe acel om întrebând, tu ești fata de la televizor? De ceva de genul ăsta spune. Și ea confirmă? Nu, asta n-am înțeles și nici nu pot confirma nici eu. Ați înțeles cumva, dacă fata a confirmat în momentul în care acea persoană a întrebat-o dacă... Da, a întrebat-o, a zis, dar de unde știți că sunt româncă? Atât am înțeles. De fata de la televizor nu ați auzit acea întrebare care ar fi dus direct la legătura cu acest caz, cu Luiza? Răspunsul nu l-am înțeles care l-a dat fata.
vă dați seama, nu l-am înțeles. Nici nu e clar filmul, nici nu se vedea clar, nici nu se înțelege chiar clar. Pot să vă spun că nu se înțelege. Dacă ar fi să priviți, doamna Melencu, o imagine pe care colega mea vă poate arăta chiar acum, Mariana o are pe telefon, e înghețată cumva imaginea din acel filmuleț pe care l-ați văzut dumneavoastră, arată ca o fotografie, poate în felul ăsta vă puteți da seama mai bine de iată, detalii, uitați. De pildă, nu știu, pomeții, noi ne-am uitat și la asta. Sprâncenele. Nu este tata. Nu este. Nu este Luiza. Nu este, spune. Nu, eu nu știu, eu zic că nu e. Părerea mea, asta e părerea mea. Haideți să mărim puțin fotografia, deci ca să vă uitați. Și în primul rând e mai matură. Ignorați faptul că este brunetă, da, și machiată diferit de cum o știați pe Luiza. Are ochii, are fruntea, are buzele. Trebuie să ne uităm atenți, tata, trebuie să ne uităm atenți la fotografia asta. Uite-te la nas. Uite-te nasul. Domnule, lasă nasul. Dar după frunte, după buze, da. După... pomeții, feții, eu am garanția să spun că e Luiza. Bine, fiecare cu opțiunea, dacă ne înțelegem. Și dacă dumneavoastră, doamna Melencu, spuneți, nu este, nu unde este... Vi se pare exact, că unde nu vi se par diferențele cele Luiza. Mai mari? Nu știu, toată fizionomia la față mi se pare chiar foarte... Și mai ales că nu se vede în jos, fizicul, s-o vedem și noi normal. Ce contează fizicul? Nu. Ce contează? Eu una nu o recunosc, la față nu, cel puțin la nas... Doamna Melencu. Avea vreun semn particular, Luiza, pe care să-l puteți vedea aici, da, în fotografie? Nu se vede, nu se... Acel semn, nu se distinge. Nu. E, mă rog, e o problemă care rămâne între noi, a familiei. Dar totuși e Luiza. Totuși e Luiza. Luiza, eu am curajul să fac garanția că e Luiza. Mariana, ce vă face să spuneți? Nu știu, doamnă, deci nu pot să garantez așa. Bă, da, și eu zic că e ea. Este și mătușa Luizei aici. Și dumneavoastră spuneți că ar fi... Da, spun că e ea pentru că este vopsită la păr și din cauza asta. Și e trasă la față. Dar ceea ce spune doamna Melencu și anume că ar părea cu câțiva ani mai în vârstă decât ceea ce știți dumneavoastră despre Luiza? Așa mi se pare. Părerea mea. Nu are vârsta de 18 ani. Persoana care se arată în fotografie. Eu așa cred. Doamna Melencu, vreau să vă întreb ceva. Așa de prost nici cum mă înșel. Da. Așa de rău cum se auzea această înregistrare. Sunt chestiuni pe care o mamă le poate identifica. Lucruri care țin de mimică, de intonație, de tonul vocii. Sigur că o transformare fizică poate fi făcută. În 7 luni se poate opera, să spunem, un nas, putea să sufere diverse transformări, dar dumneavoastră, la cum o știți pe Luiza, ar fi încercat oare să vă dea un semn, să răspundă într-un fel la întrebare, astfel încât să se audă și disperarea ei și speranța de a fi salvată? Ceva din voce, din intonație, v-a dat de înțeles că ar putea fi ea? Nu știu, doamnă. Nu știu, pentru mine sunt un pic slabe speranțele ăștia, pentru să nu zic că are trăsături, că n-are, dar sunt foarte puține care mă face să cred că e Luiza. La cât era Luiza de curajoasă, la cât este de curajoasă, eu nu cred că ar fi avut un curaj măcar să urle, să spună. Iau, de Lită Lulu, iau. Mai... Omule, toată lumea spune că e ea. Nu știu ce să zic. Cred că e ea. Uite, ștampia de Iona. A fost foarte decisă, doamna Melencu, atunci când ați văzut imaginea și a spus că nu este ea. Păi fruntea, toată lumea vede, numai tu nu poți să vezi. Ce să vă zic, nu știu cum, nici nu se vede clar, deci sunt chiar confuză, nu știu ce să... Nici nu se vede clar, suntem puși într-o, scuzați-mi expresia, într-o situație cum e între Ciocan și Nicovală. Nu știți dacă să sperați sau să nu sperați. Asta este.
Cine așteptați să facă lumină până la urmă, doamna Melencu? La anchetatorii, vă dați seama că anchetatorii. Cine aș putea? Eu atâta timp, de 7 luni de zile, dacă noi am încercat să umbrăm pe la toate instituțiile, am făcut dreptate? N-am făcut, doamnă, și nici n-am primit niciun răspuns. Sau cel puțin dacă nu era cazul Alexandrei. Știam ceva despre Luiza, care noi 3 luni și jumătate am spus-o și o spunem. Am pus pe porțile dicotului și eram tratați ca niște, scuzați-mi expresia, ca niște animale. Tatăl meu pus la detector, la eu tot așa, ia domnul procuror Vasilescu, care își are funcția așa cum spunea că există un zid, îl oprește mereu un zid și nu există nicio pistă. Dacă nu era cazul Alexandrei, de Luiza nu știam absolut nimic. Nu știu dacă aș mai avea încredere. Credeți-mă că nu știu dacă aș mai avea încredere. Sau nu că mi-am pierdut speranța. Speranța nu mi-am pierdut-o și țin să, am ținut de la început să cred că Luiza este vie. De ambele fete, eu asta e părerea mea. Ambele fete sunt vii, fetele sunt traficate. Dar nu știu dacă cineva a mers pe pista asta, pe trafic. V-ați pierdut speranța, dar eu aici, fiind aici lângă dumneavoastră, simt exact ceea ce spuneau și colegii din platou. Sunteți categorică. Nu vi se pare totuși a fi lui? Nu știu ce să vă zic. Sunt propriu, cum v-am zis, scuzați-mi expresia, sunt între Ciocan și Nicovală. Sunt exact la mijloc. Hai, numărul. Ce te face să crezi că nu e Luiza? E părerea mea. E părerea mea. Da, e absolut tulburătoare o astfel de seară, Mariana, pentru că, într-adevăr, oamenii aceștia au trăit între speranță și deznădejde, între o tragedie implacabilă și un licăr care ar putea să le readucă bucuria, iată, unei astfel de zile, cum este onomastica. Pentru că, așa cum știți, Luiza a purtat și numele de Mihaela, la fel cum și Alexandra a purtat și numele de Mihaela. Astăzi amândouă ar fi trebuit să fie sărbătorite de colegi, de familie, de toți cei care de luni de zile, cum e în cazul Luizei, se zbat între deznădejde și speranță. Este absolut apăsător. Eu sunt convinsă că la acest moment le este chiar teamă să mai spere. Exact. Și probabil de aici și sunt convinsă că la acest moment le este teamă să mai spere și probabil de aici și această ezitare pe care ați văzut-o și voi și pe care o simt aici la doamna Melencu, fiind aproape mai degrabă, de dânsa, chiar Mariana, ezită foarte mult. Știind că ne aude doamna Melencu, să apreciez echilibrul și calmul și gândul său cu acuratețe în aceste momente în care orice om care trăiește convingerea că fata lui este în viață și traficată s-ar fi agățat de aceste imagini și de această speranță. Sunt convinsă că e extrem de dureros acest moment pentru doamna mea.